asta e prelungirea Ghencea și acolo e drumul taberei. Coada de mașini într-o direcție și în alta, dar mai ales înspre șoseaua de centură. O problemă cronică a capitalei de când a fost suprapopulată de mașini și autoritățile promit, iau decizii, dar nu fac nimic și oamenii cu bună dreptate se revoltă cât se poate. Doar cu bicicleta poți deplasa printre mașini, altfel transport public sau privat stai la coadă. Vorba clasicilor. Coadă kilometrică. Și pietonii mușo să rămână fără trotuar și de asta sunt revoltați. Noi bicicliștii ne mai fofilăm, mai răbdăm fără infrastructură. De ăștia care merg cu transportul public sau cu mașina proprie, sunt nerăbdători, mai ales că așteaptă de 20 de ani de când e România modernă. Cam cu așa viteză se circulă până la și după șoseaua de centură. Aici trotuarul se pierde în praf și în prundiș și mereu ocupat de mașini. Stația la Sere. Sere militari. Domnești, totul e plin așa, și ziua și mai ales seara, noaptea, la sfârșit de program, când se întoarce lumea din oraș spre suburbii. Și apar apartamente, blocuri noi, case la sol noi, o grămadă de oameni sunt în situația asta să nu poată ajunge acasă decât într-o oră, două, într-o direcție. Și jumătate de viață și-o petrec în ambuteiaj. S-a terminat trotuarul, începe drum de țară, ca să zic așa, sau se îngustează atât de mult drumul încât oamenii
pietonii nici n-au cum să meargă decât pe carosabil. Și noi, bicicliștii, ne punem viața în pericol pe carosabil. Dar măcar avem o viteză. Avem fiare în jurul nostru, ne mai întrecem cu ăștia cu mașinile. Dar pietonii ce se facă? Prin bălării. Ca niște câini. Uite așa, cu frica în sân. Și problema nu-i doar a municipiului București sau doar a orașului Bragadiru sau ce localități mai sunt implicate aici. E problemă guvernamentală. E vorba de centură de ocolire, e vorba de capitală. A? Cum vă place?